Sute de oameni au participat astăzi la Sfânta Liturghie și la slujba înmormântării oficiate pentru părintele Alexandru Moțoc. Slujbele au fost săvârșite de preasfințitul părinte Varla Amploieșteanul, episcop vicar patriarhal, delegatul preafericitului părinte patriarh Daniel. Și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viața lumii tale, însuși, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău, Alexandru, preotul, fratele nostru, în loc luminat, în loc de odihnă, în loc de verdeață, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să-l ierte. Ierarhul a citit mesajul părintelui patriarh Daniel, care s-a intitulat Părintele Alexandru Moțoc, slujitor harnic și milostiv al bisericii noastre. Părintele Alexandru Moțoc, rămâne în memoria noastră și în amintirea credincioșilor pe care i-a păstorit, ca fiind un misionar cu vocație, un preot harnic și darnic, fidel față de credința vie, de tradiția liturgică și canonică a Bisericii Ortodoxe, fiind în același timp un patriot iubitor de credință și neam. Cancelarea Sfântului Sinod a avut în persoana sa un bun cunoscător al istoriei bisericești, al sfintelor canoane și al vieții sociale, care a câștigat respectul și prețuirea multora. A fost un ostenitor statornic al bisericii noastre, dând dovadă de seriozitate, disciplină și multă abnegație în activitatea desfășurată. A avut conștiința responsabilității pentru funcția deținută în administrația bisericească centrală, pe care a onorat-o cu mult devotament. În această zi îndoliată, ne rugăm prea milostivului Dumnezeu să așeze sufletul slujitorului său, preotul Alexandru, în corturile drepților și în ceata sfinților slujitori, dăruindu-i odihnă în lumina, pacea și iubirea preasfintei trăimi, veșnica lui pomenire din neam în neam, cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familie și pentru mulțimea credincioșilor pe care i-a păstorit pe calea mântuirii, Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Alexandru Moțoc a fost înmormântat în cimitirul din localitatea natală, satul dâmbovițean Vișina. Aici părintele a slujit ca preot mai mulți ani.